Pentru cele mai ieftine coins, intrați pe noul site mmorog.com. Aveți aici coins pentru toate jocurile posibile. Linkul în descriere și folosiți codul QUICK pentru 6% reducere. Pentru cele mai ieftine jocuri, console și accesorii, intră pe gamerland.ro și dacă folosești codul QUICK, ai transport gratuit. Codul poți să-l bagi în căsuța de observații. Salutare lume și bine ați venit la un nou episod din Road to Glory cu Portsmouth. Urmează meciul tur cu Bordeaux din Europa League. Prima rundă de după grupe, o să jucăm cu Galicitez Zumacan, care a intrat într-o formă proastă și nu înțeleg de ce omul ăsta joacă bine mereu. Viteza asta e dementă, să-mi va pula. Ăsta e jucătorul meu preferat din echipă, jur. Madeira, Jace, Correa, Gnabry, Gafur, Avdiai și Akpom. Cred că o să-l schimb pe Cornet în caz că Avdiai nu o să joace bine. La pauză o să fac schimbarea asta dacă o să dezamăgească din nou Avdiai. Nu e nici el într-o formă prea bună. Bordeaux, nu știu ce echipă mai au ăștia. Înainte, acum mulți ani, erau foarte buni. O echipă desperiat chiar. Și da, hai să vedem totuși ce mai pot bătrânei ăștia. Încep francezii mingea. Mamă, ce mare Diabate ăla. What the fuck. Excelent Gafur, o recuperare bună. Avdiai. Hai bă, dă-o dracu. Dacă nici pasta aia, e clar. Cornet, pregătește-te, la pauză o să intri. Ce mare e Diabate ăla, de jur, incredibil. Urât aici. Șutul lui Khazri. Pe lângă poartă, ocazie și pentru cei de la Bordeaux. Iată că nu sunt slabi. Mă gândeam că o să fie. Jace acum, o pasă spre Avdiai. Avdiai trece bine acolo, n-are el viteză prea mare, dar totuși trece acolo. Du-te, bă, de aici, bă. Du-te, bă, de aici. Așa ratare, ai dat și cu piciorul de bază și să... Mamă, ce prost a șutat, bă. Mă, bă, dacă dădeam cu Cole, era 1-0 acum. Sau cu oricine altcineva, cred. Ocazie uriașă ratată de Avdiai. Fantastic, bă. Mariano ajunge mingea la Khazri, cumva, în careu, Sertic. Sertic trebuie să nu lăsăm să paseze sau să șuteze. Excelent, Emre Can intervine. Emre Can acum, Jace respinge mingea, dar o face prost la Chantome, direct la el în picior s-a dus mingea aia. Stepanenko, contento, și ajunge bine acolo Correa și recuperează Joaquin Correa. Poate să fie fază de gol aici, o centrare pe jos, clasic, clasic, și gol, Akpom, clasic, bă, băieți, bă, așa se face, trebuia să înscriem neapărat în acest meci. Akpom reușește, dar bine, Correa a făcut faza asta după o recuperare fantastică acolo, centrare superbă și pentru Akpom a fost doar o formalitate să împingă mingea în poartă. 1-0 cu Bordeaux la noi acasă, trebuie să câștigăm acest meci, nu contează 1-0, 2-0, important este să nu luăm gol. Sertic trimite înapoi la siguranță. Contento, Avdiai aproape de recuperare. Sané recuperează Avdiai. Se termină repriza, futus morții mati. Eram singur cu portarul. Băgați-i pula în pantaloni, ce... Stau suspendați în cuierul lui Măta. Du-te bă dracu bă. Du-te bă. Frate, ce ai de pula mea. Ce ocazie puteam să am acolo. Incredibil bă. Oricum o să schimb pe Avdiai cu Cornet la pauză. Frate, așa ceva, arbitrul ăsta mă urăște. Bă, ce recuperare, frate, a lui Avdiai. Sertic, Sertic, în careu, bară pentru Bordeaux. Sertic are ocazie uriașă. Am respins de acolo. Nu mai să nu mai vă mingea în careu după așa ocazie. Chantome, pericol acum. Khazri, Khazri va centra. Gnabry excelent, blochează pentru moment, însă ajunge mingea la Contento. Pericol în careu, scoateți mingea de aici, bă! Wow, ce pasează ăștia, frate, dar nu găsesc omul liber. Zuma scoate, pericol, 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 pericol. Nu cred așa ceva, nu cred așa ceva, din nou, tackling din ăla. Din nou tackling automat, ură jocul ăsta, băga mi aș pula în el de joc. Aoleu. Nu-mi vine să cred, bă. Minutul 90 așa.
Tu 90 așa penalti, băgați-i pula, hai Galisi, fă minunea încă o dată Galisi. Am stat pe centru, am crezut că stea pe centru, futu-ți morții, măti, am luat gol acasă! Am luat gol acasă, tu Hristos! Este final de meci, incredibil, bă, în minutul 90 penalti, dintr-un tackling automat din nou. Dar cum sărise și ăla, frate, vorbește serios adversarul. Că făcea balet, mă, al dracu. Nu știu ce să zic de acest meci. Puteam să-l câștig, dar lipsa de atacant bun. S-a văzut. Acum nu poate face față singur, asta e clar. Momentan, cel puțin. Poate o să mai crească și el. Demarcat, marchează când și când, dar trebuie să și crească. Oricum, 1-1 cu Bordeaux la noi acasă, am luat gol acasă și asta nu-mi place. Oricum, urmează acum returul. Da, pentru retur o să trimit cam aceeași echipă în teren, doar că pe gafurul schimb cu Boga și San Benito intră. În sfârșit avem atacul cel mai bun posibil. San Benito, Akpom, amândoi sunt buni și cu acest atac sunt sigur că pot câștiga lejer acest meci. Ăștia n-au impresionat cu nimic, au avut noroc paștele mamilor cu acel gol. La scorul ăsta ei se califică. Trebuie doar să înscriu și eu la ei acasă și totul o să fie bine. De două goluri vreau să le dau. Și calificarea este ca și a mea. Jucăm pe ploaie, o să fie un duel galactic aici. Un duel strâns sau nu, depinde de prima repriză. Totul depinde de cum joacă atacanții mei, asta e clar. Haideți să începem partida. Din nou ei au lovitura de start. Cred că au cam aceeași echipă în teren. Akpom recuperează bine, greșeala ăluia. Și iată, așa se începe un meci. Akpom trece fantastic. Akpom, 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 Carasso. Fantastic. Oricum închisese unghiul destul de mult. Și cu stângul Akpom, să fim serioși, de fapt cam oricare jucător din echipa asta cu stângul e dezastru. Mai puțin Tejes. San Benito joacă foarte defensiv ăștia. Iată câți oameni sunt aici în apărare. Boga, n-am cu cine, întoarcem bine aici. Intervenție greșită din nou a lor. Jace întoarce bine la San Benito, pleacă acolo Gnabry, dar se duce mingea spre Jace. E minge bună, e minge bună. Jace este acolo, Akpom. Nu Boga, incredibilă ratare. Fostul goalgetter nu se regăsește la capitolul goluri. Nu prea mai înscris Boga de mult, mult timp. Ceazris, Stefanenko, Chantome, Sertic. Combină frumos ăștia acum. Pe final de repriză, șutul bară încă o dată. Jesus, fuck. O centrare, Diabate lăsa liber și este gol, dar este offside. Mă și miram de ce dracu era așa liber acolo. Este offside. Au dat bară și gol anulat pentru offside. Ok, cei de la Bordeaux devin din ce în ce mai periculoși. Asta este clar. Minge acum spre Akpom, Akpom, Akpom oare va trece aici, nu o face. Avdea ar fi ajuns San Benito la cea minge. San Benito, San Benito, pleacă acolo bine Gnabry. Gnabry, este Akpom în care o știm cu toții ce poate să facă la lovitură de cap. Akpom! Gol, 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 iată ce poate să facă Akpom. Minunea Akpom și lovitura lui de cap, încă o dată. Iată ce fază. Prima centrare pentru el, primul gol cu capul. Ciuba Akpom ajunge la 3 goluri în Europa League și la scorul ăsta mergem noi mai departe în Europa League. Extraordinar! Extraordinar Akpom! Centrarea lui Gnabry însă a fost și ea fantastică. Gnabry centrează dumnezeiește, mai ales pentru Akpom. La Emrecan acolo. Pleacă Boga, o face bine Boga! Poate oare să fie ăsta gol, Boga! Boga trece de un jucător de-al doilea, Boga șutează, apără, Akpom, Gnabry, Gnabry! Oh, fuck! Este final de meci oarecum. Cele 90 de minute s-au terminat. 1-1, la scorul ăsta avem prelungiri, bineînțeles. O schimbare o să fac aici, o să-l bag pe Zelalem în locul lui Boga. O să mai păstrez pe Akpom puțin, dar o să schimb și pe el în timp. Nu știu cine e mai bun la penaltiuri. 59 a restat la penaltiuri. Wallace, tu cât ai? 57. Hai să vedem cine e mai bun pe aici la penaltiuri. 68 pentru Cornet, ok. 52 pentru Boga. Morales.
47. Avdiei 69, bun. 61. Să vedem atacanții noștri. 59, deci pe Sam Mitos ar putea să-l schimb. Și o să bag, nu știu, momentan lăsăm așa. Ăștia joacă la victorie, sunt foarte ofensivi, iată. Nu așteaptă penaltiurile, Zuma, au, Galisi! Imperial Galisi, ce ne-am face noi fără jucătorul ăsta, doamne. O dublă extrem, extrem de grea cu cei de la Bordeaux, foarte bine Zuma respinge acolo. Zelalem, minge acum spre Akpom, acum trebuie să dăm la cornet, neapărat, cornet acum, cornet. Cornet, cornet, trebuie să treacă de ăsta. Cornet, poate să fie șansă de gol chiar aici. Cornet, o centrare pe jos, este liberă la acolo. Și gol, Zuma! Gol, 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 calificare! Incredibil! Incre-fucking-dibil, Zuma! Zuma-i zeu! Zuma-i zeu, la fel și Cornet! Calificare! Ăștia trebuie să dea două goluri acum să se califice. Nu mai putem avea penaltiuri. Zuma, fantastic! Cornet la fel, incredibil. Ăștia s-au dus cu toată echipa spre atac în așa meci. De ce ai face lucrul ăsta? O deviere acolo. Akpom șutează, se termină meciul. Victorie și calificare. Cornet și Zuma, fantastici. Mi-au adus victoria cei doi. Cornet pur și simplu demențial la acea fază. A trecut de toți, a centrat perfect. Kurt Zuma a șutat și el cum trebuie. Ca un atacant. Poate mai bine decât un atacant, nu-i așa, Avdiai? Nu-i așa, Del Monte? Nu? Nu-i așa? Și a reușit să înscrie. Merge mai departe în Europa League după un meci dramatic. Pur și simplu dramatic. Am primit și bani. Lukin s-a întors după accidentare. Ok, ce bine era dacă era call-ul ăla. 350.000 de euro, așa se primește acum. În finală, dacă o câștigi, primești vreo 2 milioane. Uruguay, nu, nu o să antrenez nicio națională, nu mai e timp, mă. Trebuie să apară FIFA 16, mă. Și trebuie să accelerăm și noi lucrurile pe aici. Ok, deci avem data viitoare meci cu City și cu Aston Villa, cred, nu știu exact, da, cred că sunt în față. Am picat cu o altă echipă din Franța, cu Marseille, aoleu. Marseille, o echipă foarte bună, nu știu dacă o să revină Cole până atunci. Fuck, o să fie infern, o să fie pur și simplu infern. Sunt sigur de asta, Marseille, o echipă fantastică, a doua cea mai bună din Franța, părerea mea, după PSG. Și totuși ei n-au bani așa ca ăia. Și sunt foarte, foarte buni. Până atunci, Kant trebuie să intre în formă, neapărat, trebuie să mai crească cineva până la 80, până la acel meci. Ar fi indicat, zic eu. În fine, cam asta a fost pentru astăzi. Ne-am calificat mai departe, un episod dramatic de-a dreptul. Eu am fost Quick. Ciao, les!